Bunătatea, îndurarea Domnului sunt peste noi în seara aceasta. Văd chipuri frumoase, văd chipuri luminoase și văd îndurarea lui Dumnezeu. Când să venim spre biserică, cu vreo oră, pe la 3, ați mâncat dumneavoastră ce furtună a fost afară. Unii dintre noi au zis, wow, alții, e vreme de Anglia. Și stăteam și mă uitam, cum ploua așa. Nu chiar frumos, dar ploua sănătos. Și zic, Doamne, ce bine ar fi să plouă la fel și în viața mea. Și această ploaie se reverse în râuri de apă vie. Fulgeră, tună, Dumnezeu este în control, Dumnezeu este stăpân peste toate. Am realizat un lucru. Când avem probleme, suferinți, necazuri, le punem înaintea Domnului, ne rugăm și numim asta credință. Nu. Nu este. Când necazurile vieții ne trântesc la pământ și dau cu noi de pământ, de nu mai găsim un colțișor unde să stăm și să spunem, Doamne, dă-ne izbăvire, și vine valul peste tine și te îngroapă și acolo, numim asta credință. Nu, nu este credință. Hristos nu este o scurtătură, ci este, El este calea. Hristos nu este ceva, El este totul. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul ăsta. Și în seara aceasta, poate este un anotimp de secetă în viața ta, să ne rugăm, Doamne, dă Tu ploaie în viața mea, dă Tu belșug, dă Tu prosperitate vieții mele spirituale. Știi de ce? Dacă Tu vei fi în belșug și dacă Tu vei fi prosper, lumea va vedea și va vrea și ei să fie ca tine. Să lumineze, să fie sare. Nu vreți să luminăm? Nu vrei lumina ta să se vadă mai departe? De ce lumina ta se stinge? De ce? Lasă-L pe Hristos să fie mai mult în tine. Lasă-L pe El să fie totul. Când încerc eu să controlez ceva, îmi iese prost. Eu zic că îmi iese bine și că fac lucrurile, le fac până la un punct. Dar când îl lași pe El, El le face și mai bine. Și aș vrea în seara aceasta să venim în rugăciune. Și exact cum scrie în Evrei 12 și spune că nu ne-am apropiat de un munte de care nu se putea atinge, un munte de foc. Ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Aș vrea să ne apropiem și în seara aceasta în rugăciune de Domnul Iisus Hristos. Și să rămânem alipiți de El. Așa. Să spunem, Doamne, ajută-mă să mă țin tare de Tine. Și nimeni, și nimic, și nici valul acestei lumi să nu mă poată lua de lângă Tine. Știți cât de ușor putem să derapăm? Mulți dintre noi avem mașină și pe o astfel de vreme ploioasă și când mergi cu viteză și mai intri și într-un viraj, pierzi foarte ușor control. Asta se întâmplă și în viața noastră de creștini. De multe ori intervin aceste derapaje, de multe ori pierdem controlul. De asta avem nevoie de Hristos. El este Cel care vine și este sistemul nostru de siguranță. El este complexitatea aceea în viața noastră care aduce rod, care aduce prosperitate și care aduce vindecare sufletului nostru, ochilor noștri, trupului nostru, minții noastre. De ce nu lăsăm pe El să
toarne această ploaie în viețile noastre, în fiecare zi. De ce nu lăsăm îngrijorarea jos? Să spunem, Doamne, numai Tu poți să schimbi și numai Tu poți să faci ceva. Și vă provoc. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și așa cum stăm, să rugăm pe El. Doamne, fii Tu ploaia în viața mea. Fă Tu ca această ploaie să fie izvor de apă vie. Și mâine, și poimâine, și duminica viitoare, și când ne vom reîntâlni aici, fiecare dintre noi să venim cu o mărturie să spunem ce a lucrat Dumnezeu în viața noastră. Știți că Dumnezeu nu rămâne dator niciodată? El nu va rămâne dator nici în seara asta și se va atinge de tine. Haleluia! Haleluia! Haideți să intrăm în rugăciune și să rugăm pe Duhul Sfânt. Doamne, atinge-te Tu de mine! Atinge-te Tu de ființa mea! Haideți să ridicăm mâinile în sus, să-L proslăvim pe Cel care s-a jertfit pe cruce, pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că El merită toată slava, cinstea și onoarea. A Lui este totul. Haleluia! Haideți să ne rugăm. Tată care ești în...